Girlies și boys, să știți că sunt aici la Promexpo, la Maluma. Sunt cu telefonul, nu știu cât de mult m-au zis, dacă eu o să pun eu subitrare. Aștept pe Oana pentru că întârzie, noi am ajuns cu 10 minute înainte. Și acum încercam să dau de fetele care au ajuns deja, dar nu pot să dau de ele, că oricum nu au ce zic. Yo te conozco también, sé que falta darme suelo. No te diré quién fui, llorando por mí te quiero. ¿Para qué? ¿Cómo te va? ¿Para que yo vea? Puede que no. ¿Qué? Y todo pasa por algún motivo. No puedo venir hace dos años por el fucking COVID. Pero ya estamos aquí. Y estamos celebrando y estamos gozando. Y contamos, tenemos lo más importante, que es la salud. Y también voy a hacer este brindis porque tengo los mejores fanáticos del mundo. Como decimos en Colombia y Latinoamérica, para arriba, para abajo, para el centro. ¡Está adentro! Y ahora que no estoy tan sobrio, dice así: quiero aprovechar, ya que estoy tomado, para poder decirte todas las cosas que me guardan, ya que soy un hombre. Por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va. Y si aún me sigue amando. Doi zece, suntem într-un întuneric total. Stați să prind un pic aici. Ole! Și să mă și așez. Și să pun și microfonul un pic mai departe de mine ca să mă auziți cât de cât ok. Cum să-l pun eu? Hopa, hopa. Am aici machiajele, pentru că am fost la Malumu. La Maluma, adică da, Malumu îi zic eu, pentru că... Fără motiv. Și am zis să... Să înregistrez acum repede când ajung acasă, n-am mai luat camera asta cu mine pentru că n-avea rost oricum. Nu știu dacă mă lăsau să intru cu ea și am zis că lasă, mai bine o las acasă și intru doar cu telefonul. Am înregistrat eu cât am putut așa de pe telefon. Și voiam așa să vă las impresiile la cald, ca să spun așa, și vedeți așa că am oftat din tot sufletul pentru că... Maluma e crush-ul meu.
secretul, vine să zic, dar nu-i deloc secret, e crush-ul meu și atât, îmi place foarte, foarte mult de el, la modul că nu pot să zic că-i ascult muzica în disperare, că nu se întâmplă treaba asta, dar îmi place mult așa de el, cum arată. La concert a fost, nu știu dacă minunat, a fost frumos, dar nu pot să zic că a fost wow, ne mai întâlnit, ne mai văzut. El super fain, artist foarte fain, la un moment dat a luat steagul, l-a pupat, mi s-a părut foarte drăguț, i-au aruncat fetele chilos pe scenă și asta mi s-a părut foarte drăguț de altfel. Erau acolo în rândurile din față fete cu niște foi așa mari pe care scriau Marry Me. Să știți că e târziu noaptea acum, am ajuns la 1 pentru 2 de fapt, pentru că după Maluma, să nu credeți că a cântat în continuu, nu. S-a terminat pe la vreo 10, cred, 10 jumate s-ar putea, și până am ieșit noi de acolo, după ne-am dus un pic la o narghilea, dacă tot am ajuns și ne-am întâlnit și cu fetele de la Constanța. Dar revenind la concert, să știți că a fost frumos, mi-a plăcut mult, doar că noi am stat în spate de tot aproape, pentru că am vrut să avem loc să și dansăm. La un moment dat am încercat noi să ne strecurăm așa în față, dar nu. Era foarte, foarte cald, era în grămădeală, lumea stătea așa ca într-o conservă. Ziceai că suntem sardine acolo în față și am renunțat și am venit înapoi în spate. L-am văzut pe un ecran, dacă priveam înspre scenă, vedeam așa un punctuleț mic, acela era Maluma, dar pe ecran se vedea ok. Am închis un pic ușa la dormitor pentru că iubitul meu doarme la ora asta și văd... Auziți pe Nubia că miorlă-i la ușă, că vrea acolo, că nu înțelege de ce e ușa închisă. Cam așa a fost la Maluma. Per total, atmosfera a fost super, super faină. Am țipat, am urlat cât m-au ținut vocea. Sper să am voce mâine, pentru că mâine vreau să înregistrez și avem un hall show care trebuie să ajungă la voi. Am dansat, ne-am strecurat, v-am zis, la un moment dat în față și apoi s-au luat fetele de noi, că de ce vrem să ne ducem în față? Și oricum, în momentul în care am ajuns, nici nu aveam nădejde că o să ajungem în față, pentru că, în mod evident, trebuia să ajungi de la 4 acolo ca să stai fix lângă scenă, dar nici nu mi-aș fi dorit treaba asta, pentru că v-am zis, stătea lumea așa împachetată lângă scenă și în spate, chiar dacă l-am văzut pe un ecran, l-am auzit și ne-am putut și distra, am putut să dansăm, am putut să ne și filmăm, să ne și pozăm, să facem tot ce ne-a trecut nouă prin cap. Atât că nu prea știu eu nu sunt în stare să învăț versurile melodiei, nu prea știu eu melodiile astea noi, am rămas tot cu alea vechi de prin 2019. Am zis să iau așa reacțiile la cald, n-am ce altceva să vă mai spun, pentru că am încercat să pun niște filmulețe aici atât cât o să mă lase YouTube-ul ca să nu fie copyright. Per total a fost o experiență faină, multă lume, dar a meritat. Abia aștept să mai mergem la concerte și mă bucur că în sfârșit putem să facem treaba asta fără mască, fără să, nu știu, să avem un număr limitat de persoane. Mă bucur tare mult, mi-era dor de sentimentul ăsta. V-am zis că m-am bronzat înainte, după cum bine se vede că pielea mea e mai deschisă la culoare, dar vă arăt mâine cel mai bine autobronzantul, că acum sincer îmi pică ochii, vedeți că clipesc așa rar, îmi este foarte, foarte somn, trebuie să-i dau și pastila Cleopatrei și oricum o să mai dureze până mă bag în pat, până îmi fac duș, că miros autobronzant și când dansam nu-mi place deloc mirosul ăsta înțepător așa de autobronzant, dar mă duc la duș și nu o să mai miros chiar așa. Vă ziceam că, cred că pe story am zis, mi-am luat un autobronzant tot de la Saint Moritz, dar ceva nou care te bronzează treptat și super, super repede, în câteva ore, pentru că am stat doar 2 ore cu el și mi s-a părut că s-a spălat tot. Dar ce credeți acum? Ia uite, încă mai am brățara de la Maluma, chiar să o dau jos. Acum, când am venit acasă și m-am uitat în oglindă, mi se pare că s-a așezat bronzul pe mine cumva, nu știu să vă explic. Dar după ce m-am spălat, mi se părea că sunt înapoi albă, dar acum s-a mai intensificat nuanța. De obicei știți că eu stau cu el peste noapte, ia să țin eu asta amintire. Am oricum videourile pe care le-am filmat cu telefonul amintire, așa că sper să vă fi adus și vouă o bucățică așa din concert. Gata, nu vă mai țin, că mă duc și eu să mă demachiez, să mă spăl, să mă bag la duș și să mă pun în pat. Am lăsat inclusiv machiajele aici în jurul meu, dar le strâng, ce să le mai strâng, nici le mai strâng, că mâine mă trezesc, mă machiez și vreau să filmez. Ne auzim mâine dimineață cel mai bine și mă bucur că ne-a încărcat așa Maluma cu energie pozitivă.
Și ne uitam așa pe ecranul ăla și când rămâneam cu ochii la ecran și îl vedeam, nici măcar nu ne mai puteam concentra să dansăm, așa era. Cred că toată lumea simțea la fel. Ne uitam așa la el și rămâneam așa cu gura căscată și după ne gândeam, stai un pic să ne mai distrăm și noi să mai dansăm un pic. Da. Ne auzim mâine. V-am pupat și sper să am voce până mâine, că la cât am urlat și la cât am țipat, sper să am voce. Bună dimineața! Iarăși am uitat oglinda pe masa de la bucătărie, nu știu ce caută acolo, de fapt știu. Mi-am făcut aseară skincare-ul și ținând cont că era destul de târziu, am zis lasă, nu mai stau în baie, las și pe iubitul meu să se ducă să-și facă duș, să-și facă tot ce trebuie. Și mi-am scos oglinda, toate produsele de skincare și m-am aranjat, ca să spun așa, pentru noapte și pentru somn aici în bucătărie. Bubutu, ce faci, mami? Ce faci aici? Doamne, Bubi are atâta nevoie de atenție și mă gândeam acum, hai puțin la mami, haide, mergi pe mami, hai, așa vezi. Mă gândeam acum cum toate lucrurile se întâmplă cu un motiv, mă tot uitam la fundulețul ei și să știți că n-am mai făcut nimic. Știți că ea avea probleme cu glanda perianală, n-am mai făcut nimic de, cred că din nici nu mai știu, uite, de când. Ar trebui să mă uit în poze, că acolo am, dar știu că e recidiva la vreo două luni, la două luni, din nou. Cred că din decembrie n-am mai făcut, deja au trecut 4 luni și știți că ea era programată pentru operație și s-a întâmplat că a trebuit să amânăm operația și am amânat-o așa pe termen nedeterminat, cumva n-am amânat-o la o dată anume. I-am zis, Roxana, stai un pic să vedem dacă îi mai apare, dacă nu, eu știți că mi-e foarte frică să operez pe nubii și uite că nu i-a mai apărut deloc, cel puțin deocamdată. Acum, nu știu, să fi fost de la mâncare, i-am schimbat mâncarea, am trecut-o pe moderate calorie, să fi fost de la mâncare, să fi... Habar n-am, nu știu, dar nu i-a mai apărut și sunt fericită de treaba asta. Acum să vedem dacă îi recidivează o dată pe an, posibil să nu operez. Dacă îi recidivează mai des de atât, atunci o să revin la gândul meu cu operația. Hai să-mi iau oglinda și să ne pregătim pentru zi, pentru că astăzi e o zi în care trebuie să alerg așa dintr-un colț în altul. Înainte să vă povestesc pentru ce trebuie să alerg dintr-un colț în altul, voiam să vă zic câteva cuvinte despre spuma asta bronzantă, de la autobronzantă de la St. Moritz, pe care am luat-o vineri înainte de Maluma, m-am și dat cu ea, am aplicat-o. Să știți că asta este cea fast tan, care teoretic te bronzează în 3 ore și te face foarte bronzat în 3 ore. Acum, experiența mea cu ea, am folosit-o doar o dată. Mă vedeți cât sunt de bronzată, nu? M-am dat cu ea, am lăsat-o cred că vreo 2 ore și imediat ce am spălat-o, mi s-a părut că s-a spălat tot bronzul de pe mine. În schimb, a doua zi când m-am trezit, mi s-a părut că eram mai bronzată decât în momentul în care m-am băgat la somn și sunt în momentul de față bronzată. În schimb, niciodată nu folosiți ceas cu autobronzant, pentru că puteți să vedeți, nu, ce pete am de la ceas. Dar eu îl las la mâna asta, este în același loc. În schimb, ce pot să spun despre spuma asta este că nu miroase autobronzant, cel puțin nu cât o ții pe tine, miroase foarte parfumat. În schimb, după ce ai terminat, după ce ai spălat-o, deja începe să miroase așa un pic. Acum eu m-am dat și cu loțiunea aceea de la Ziaja, care miroase într-un mare fel, după câteva ore miroase autobronzant. Super, super tare. Prima oară e așa un miros de ciocolată, dar după nu ai nicio șansă dacă nu-ți place mirosul de autobronzant. Oricum ar fi, și-a făcut treaba. Tot trebuie să o ții peste noapte. Mi se pare că, în ciuda faptului că speli spuma asta de pe tine, bronzul se intensifică în următoarele 8 ore, cam așa, sau, nu știu, intră în piele, arată mult mai bine. Nu mi s-a părut că a arătat extraordinar în momentul în care l-am dat imediat jos de pe mine, în momentul în care am spălat-o, așa că dacă o folosiți, eu tot v-aș sfătui să o folosiți cu o zi înainte de eveniment. În schimb, nu mi se pare că bronzează foarte, foarte intens, cel puțin nu în 2 ore cât am ținut-o eu. Acum, dacă e ținută peste noapte, probabil că prinde o nuanță mult mai faină. Încă nu s-a luat, de obicei aici, de a vă și arăt, că de obicei asta este zona unde se ia foarte, foarte urât autobronzantul, aici între sâni sau aici, unde se freacă piele pe piele cumva sau sub sâni și acolo se ia foarte repede.
Dar văd că încă nu, vedeți, nu se vede nicio dungă albă, nici între sâni, nici sub sân n-am verificat, uite, dar nici nu o să verific acum pe vlog. În fine, cam asta este părerea mea despre pudra, despre spuma asta, nu știu ce îi tot zic pudră, nu sunt nici foarte mulțumită, adică dacă vreți o soluție de urgență în 2 ore, da, vă dă o culoare, dar tot mai închisă va fi culoarea dimineața. Nu m-a dat nici pe spate, nu m-a impresionat, e la fel ca cealaltă. Aproape cam la fel ca cealaltă, care nu era fast tan. Mie cel puțin așa mi se pare. În altă ordine de idei, am probleme cu tenul. Nu știu ce s-a întâmplat, nu știu cum s-a întâmplat. Am coșuri, coș aici, coș aici, coș aici, care mă dor, coș aici, dar ăsta de aici mă doare foarte tare. Am aici, mai avem și pe partea asta foarte multe coșuri, nu știu ce se întâmplă, că sunt la ovulație, adică nu e ca și cum nu-mi vine menstruația, nu aș avea de ce să am coșuri și îmi simt pielea foarte, dar foarte deshidratată. Abia aștept să apară pe stoc produsul acela. Este un produs la Skin Sin pe care eu îl foloseam și care s-a terminat și uite că încă n-am apucat să-l comand. Și aseară m-am pus în pat și m-am săturat de pielea asta uscată pentru că mi se usucă tot timpul. Mi se pare că produsele pe care le folosesc nu fac față cu hidratarea și produsul acela de la Skin Sin chiar era super, super potrivit pentru mine, dar nu este în stoc. Am văzut că o să revină în curând. E vorba despre ceva ser pentru hidratare intensă, o să vă pun aici o imagine. În cazul în care vă întrebați despre ce produs vorbește Mădă, să știți că despre acela vorbesc. Și dacă ajung astăzi, de fapt nu dacă ajung, astăzi ajung la sală, sigur că n-am mai fost de o săptămână de când am plecat acasă, vreau să trec și la BBT, că e acolo la parter, și vreau să îmi iau scoalan neapărat, pentru că mi se pare mie că atunci când nu aveam produsul ăsta de la Skin Sin, scoalanul m-a ajutat și mi oferea hidratarea aia care îmi lipsește acum, nu știu, faptul că rămânea acolo uleios pe față, peste noapte, chiar mi se părea că mă ajută. Cam asta cu tenul. Acum, mă machiez un pic, foarte puțin, ca de obicei, nu prea am chef să mă machiez, mai ales acum când vine sezonul ăsta cald și când văd că e soare afară, îmi pun un CC cream cu SPF, îmi pun puțină pudră, pentru că setez CC cream-ul cu pudră, să știți, mai ales în jurul ochilor, altfel nu rezistă, cel puțin la mine, că știu că mă întrebați treaba asta. Cum fac de rezistă CC cream-ul pe față, mi-l setez cu pudră, dar pudra nu știu unde e, cred că iarăși nu am luat-o. Am găsit-o și mă voi duce, să cumpăr de la Jumbo, cred, nu știu de unde altundeva aș putea cumpăra să ajungă și la timp, adică să vin eu cu ele acasă, nu să ajungă la timp. Vreau să cumpăr pentru moțul lui Filip. Știți că vineri este moțul lui Filip, o să merg la Constanța, cred că de joi. Mă uitam eu și citeam pe net ce anume trebuie să fac. Și apropo, dacă nu știți, vă zic eu acum, dacă aveți și voi moț și nu știți și dacă vedeți că am omis eu ceva, vă rog să-mi scrieți în comentarii, pentru că încă mai e timp până vineri ca să mai cumpăr ce mai e de cumpărat sau să mai fac ce mai e de făcut. Am cumpărat o tavă, încă n-am cumpărat-o, dar o să cumpăr. M-am uitat peste tot la toate tăvițele astea pentru moți personalizate, nici nu știam că există înainte, credeam că se folosește o tavă normală, oricum se folosește ce vrei până la urmă, dar m-am uitat să văd așa care este oferta pe piață și am văzut tăvițe personalizate, dar mie nu mi-au plăcut deloc, mi se par foarte, foarte colorate, sunt și din lemn, ceea ce ok, poți să mai folosești după, poate să îi aduci copilului micul dejun la pat când mai crește un pic. Eu încerc să cumpăr lucruri care să fie și folosite a la lung, adică o tăviță din asta colorată, hai să zic că i-ai mai găsi utilitatea pe parcurs, nu doar să o arunci într-un dulap și să-ți mai aduci aminte de ea peste 20 de ani, să o mai scoți și să zici, uite, asta a fost tava ta de moț. Dar nu mi-au plăcut că sunt foarte, foarte colorate, mi se pare că în momentul în care pui obiectele pe ea, copilul e așa derutat, nu înțelege ce e, ce nu, adică eu dacă aș fi copil aș fi derutată de toate culorile alea și aș vrea să mă duc la ele, nu la ce se mai pune pe tăviță, obiectele care se pun pe tăviță, adică m-ar distrage un pic. Și atunci am întrebat-o și pe Oana dacă îi plac tăvițele astea și ea a zis că nu-i plac și am decis că vom alege o tavă clasică. Am luat tăviță, am luat cutie pentru șuviță, am luat bănuți de argint personalizat care este folosit pentru a lipi șuvița de păr
cu ce are de la lunarea de botez, din câte am înțeles. Nu prea știu tradițiile astea, vă zic și eu ce am mai citit pe aici, pe acolo. Am comandat aseară și bănuțul personalizat și voiam să vă zic, dacă aveți pentru mine sfaturi, ați trecut prin moți, ce trebuie să fac, ce se pune pe tăviță, deși eu m-am uitat și pe internet și am cam văzut ce se pune pe tăviță, de-aia vreau să și ajung la Jumbo să iau un stetoscop, să iau, nu știu, o șurubelniță, lucruri din astea pe care poate să și le aleagă de pe tăviță. O carte trebuie adusă și pusă pe tăviță, nu mai știu ce anume, stați că mă gândesc acum, parcă era și o iconiță, bani, oglindă, nu mai știu, tot felul de astfel de lucruri care au și ele o semnificație. Dacă alege cartea creionul, înseamnă că va fi studios, îi va plăcea să citească, îi va plăcea învățătura. Dacă alege șurubelnița, va fi priceput la repara lucrurile din casă, a le strica și a le repara apoi. Dacă va alege stetoscopul, înseamnă că va avea înclinații către domeniul ăsta medical. Oricum ar fi, tăierea moțului, din câte am văzut eu, este un obicei păgân care nu este neapărat recunoscut, de fapt nu că nu este neapărat, nu este recunoscut de către biserică, de aia se și face, adică nu are implicare cum e botezul cu biserica. Se face la un restaurant, acasă sau oriunde și se face cu prietenii apropiați. Abia aștept, sunt foarte curioasă să văd ce va alege. Și vreau neapărat să trec să iau și lucrurile astea pentru că din câte știu, și nașii și părinții pot să pună lucruri pe tavă, în mod evident. Așa că o să iau și eu câteva, o să mai pună și Oana ce consideră ea și cam asta e. Abia aștept. Tocmai când ziceam că drumurile mele la Jumbo și la Ikea s-au terminat, uite că nu s-au terminat. Mă gândeam parcă aveau și la Ikea într-un timp, dar hai să mă și machiez, că dacă stau așa și vorbesc nu mă mai machiez deloc. Aveau și la Ikea într-un timp niște scule din astea, dar din lemn, pentru că eu aș vrea totuși să fie niște jucării din lemn, să nu fie din plastic, dar ținând cont că nu m-am pregătit în avans, că le puteam comanda de pe internet, dar nu știu sigur dacă mai ajung. Trebuia să fac eu treaba asta de la e-mail de acasă. Ținând cont de asta, o să iau așa, ceva simbolic, dacă găsesc, adică sper să nu găsesc o trusă întreagă de scule, sper să găsesc ceva micuț, ca să și încapă pe tavă. Mă uitam astăzi la Maluma. Nu mi-a rămas gândul acolo. Păi, dar mi-a rămas un pic. Dar mă uitam, făceam așa un studiu de caz, pentru că mă gândeam că acolo unde am fost noi la Romexpo, e o hală așa foarte, foarte mare și era toată lumea, era așa în bulzeală și toată lumea se înghesuia. Ok, ceea ce înțeleg, că doar îl vezi odată în viață sau, mă rog, de fiecare dată când vine încoace. Zona de VIP era așa undeva sus pe niște scări într-o parte și în rest noi toți eram aici. Eu am stat oricum într-un loc în spate de tot, ca să pot să și dansez, să mă simt și bine și să nu fie nici foarte, foarte cald. Mie nu-mi place deloc îmbulzeala. Mi se pare că nu mai pot să respir, mi-e foarte cald, mă simt așa, nu-mi place deloc. Mă gândeam acum, pentru că de asta m-am și uitat pe Instagramul lui, că a avut concert la Tel Aviv după București și înainte a avut la Paris, Madrid, Londra, în fine. Și mă uitam acum la arenele lor, la, nu arene, nu știu dacă așa se numesc, la sălile astea ale lor pentru concerte și vedeam așa că el, artistul, stă în mijloc ca și cum ai fi la un stadion, stă în mijloc și toți oamenii stau așa pe rânduri și toată lumea îl poate vedea, noi de acolo, eu, adică la 1,60 m, nici nu l-am văzut pe scenă, era așa cât unghia mea de mic și cred că în toate filmările pe care le veți vedea de la mine, cel puțin, că le-am pus acum, le voi pune de fapt în vlogul ăsta, o să vedeți că e așa o gâldeață mică, nici nu. Ce? M-am uitat la televizor, am fost la concert să mă uit la televizor, dar atmosfera a fost de concert în schimb, pentru că l-am văzut doar pe ecran acolo și mă uitam că în toate țările astea unde, nu știu dacă lumea se implică mai mult în domeniul ăsta de entertainment sau lucrurile sunt un pic mai dezvoltate, dar în toate țările astea sunt săli de spectacole unde te duci ca la stadion și poți să vezi din orice, toată lumea poate să vadă. Chit că îl văd mic, dar toată lumea poate să-l vadă la 2 cm cât are Maluma acolo de la distanța aia, dar poți să-l vezi. În schimb, la noi a fost așa ca la un, nu știu, am zis ca la un festival, spre exemplu. Mi s-a părut prost. Nu știu, nu pot să zic că prost organizat, dar chiar mă gândeam, și el când o fi văzut sala aia de spectacol așa rudimentară, o fi zis, ce-i asta? Hală, de fapt, că nici nu e o sală de spectacol. Dacă plăteai 1.000 de euro, puteai să ai acces în backstage și puteai să faci și o poză cu el.
Lasă, știm data viitoare. Vai, de așa de urât afară, ieri a fost duminică. Și ieri m-am gândit eu așa, dacă tot e duminică, dacă tot îl prind pe iubitul meu liber, hai să mă duc să fac și eu o poză la magnoliile din București. Am aflat între timp că există harta magnolilor în București pe Facebook. Este un grup de Facebook unde vezi ce și unde sunt cele mai faine magnolii. Și m-am gândit că duminică e ziua potrivită pentru că e și iubitul meu liber. Acum nu-l mai prind, că oricum, dacă n-am fost ieri, nu-l mai prind. Se scutură și magnoliile, se scutură toți pomii până când mai e liber, până săptămâna viitoare, înverzesc toate frunzele, oricum înverzesc peste noapte pomii în primăvară. Mie mi se pare că toate lucrurile astea se întâmplă așa de repede că nici nu le observi. Adorm seara, pomii sunt așa muguriți, te trezești dimineața, deja e o junglă, deja sunt toate frunzele răsărite pe copaci. Hai că duminică mergem și noi facem o poză la magnolii, nu vreau să le ratez anul ăsta, că oricum le ratez în fiecare an. Duminică, mare ploaie, înnorat toată ziua. Lasă că dacă ar fi fost înnorat, nu m-ar fi deranjat, că era chiar ok, ies pozele și pe nor. E chiar o lumină mai bună decât pe soare. Problema este că a plouat toată ziua. Așa că aia e, am făcut poze la magnolii și anul ăsta. Și mă gândeam apoi că mă duc singură, îmi iau trepiedul și mă duc singură, dar până îmi pun eu trepiedul în mijlocul străzii, până îmi pun camera, până îmi pun, se scutură magnoliile. Până fac eu toată treaba asta. Am plecat și haide să vă arăt și outfitul zilei. Adidas, colanți, un hoodie, o căciulă și ploaie mult afară. De plecat, eu am plecat de acasă, am și ajuns. Sunt în Ikea acum. Și am plecat de acasă așa răvășită, că am uitat să-mi încarc și cartela și mi-am dat seama abia acum. Noroc că m-am dus aici la InMedio și mi-am încărcat repede, altfel n-aveam cum, n-aveam nici Wi-Fi, n-aveam nimic. Sunt în Ikea în speranța că nu țin eu minte greșit și o să găsesc niște unelte din astea din lemn. Deocamdată am găsit trenulețe din astea drăguțe, dar încă e micuț pentru astea. Tot sper să găsesc unelte. Deși aș putea să... Da, nu știu, dacă mașina de jucărie poți să pui niște chei de la o mașină, cred că pe tăviță. Eu sunt încă în atmosfera asta cu tăvițele și cu ce se pune pe tăviță. Ia să vă întreb și pe Instagram, poate mai dați voi idei, dacă tot sunt aici în magazin. Stați că nu mă vedeți de prosoape. Nici urmă de micunelte, să știți, cel puțin nu, din astea din lemn, doar din astea de oameni mari, șurubelnice și ce mai au oamenii mari. Dar mă duc acum în Jumbo, că mă gândesc că nu e ok să pui șurubelnițe și din astea de oameni mari, că nu, adică se poate răni, nu e chiar cea mai bună idee, dar mă duc acum în Jumbo. Văd ce găsesc, stetoscop de jucărie, poate șurubelnițe de jucărie. Am iau la două prosoape pentru mine, dacă tot am venit aici, am zis să se concretizeze vizita asta. Dacă în Ikea nu am găsit micunelte, poate am mai mult noroc aici în Jumbo, deși nu mi-era dor de Jumbo. Vai, de aici sunt o grămadă de lucruri, avioane, animale. Hai și un stetoscop și o șurubelniță și o trusă de doctor. Trusă de doctor găsit. Asta e singura, văd, are stetoscop, are. Hop, asta scos să cadă toate. Am găsit și micunelte, deși mi-ar fi plăcut să fie din lemn. Dar astea sunt mai ușoare. Am găsit și o drujbă. Wow. Am luat micunelte și stetoscop. Și acum verific să văd pe Instagram ce ați mai scris, dacă mai găsești ceva aici. Știți pasiunea mea pentru avioane, nu? Caut acum un avion mic așa, să îl pun acolo pe tăviță, dacă vrea Oana să se facă pilot. Și vreau și un ciocanel din acela de judecător, dar nu găsesc nici avion, nici judecător. Găsesc numai mașinuțe din astea normale. Am găsit tot felul de tractoare, tot felul de mașinuțe, dar nici urmă de un avion mai mic. Am luat și un calculator, că am văzut în mesajele voastre, și singurul avion pe care l-am găsit e ăsta. Nu e cine știe ce, mă gândeam că e mai mic și e și pentru 3 ani plus. Iau și un microfon, poate. Astea sunt reminiscențele concertului Maluma. Poate e următorul Maluma. Am luat și două cărticele mici cu numere și animale. Și am luat și un set de poliție pentru insigna asta, că văd că nu sunt separate. Și gata, am ajuns înapoi cu plasa. O să vă arăt ce am cumpărat. Gata, am ajuns acasă! Am mâncat repede o marlenca, mi-am luat aseară. Și am mâncat repede o marlenca și primul lucru pe care vreau să-l fac este să bag la spălat prosoapele astea, ca să se și usuce. Ia să le bag eu în mașina de spălat repede. Și după vreau să vă arăt ce-am luat anume, deși
Să știți că n-am terminat, dar din câte am înțeles trebuie și poate să pună și Oana. Pot să pună și părinții, de fapt. Opa. Pe tăviță, așa că eu am luat ce am găsit. N-am găsit ciocan de judecător, mi-aș fi dorit poate să iau, n-am găsit avion micuț, iarăși mi-aș fi dorit să iau. Ce voiam eu să fac este să vă arăt, deși nu știu că să facem un video separat cu moțul și ce anume trebuie să se întâmple de moț, sau să vă arăt așa fugitiv. Ideea este că eu le-am luat de la Jumbo pentru că m-am gândit că oricum se va mai juca cu ele în viitor. Știu că pot să pui pe tăviță obiecte din astea pe care le folosesc și oamenii mari. Știu asta, doar că dacă vrea să se joace cu o șurubelniță de jucărie, poate într-o jumătate de an, poate să o facă. Și atunci, am văzut la voi pe Insta că mi-ați scris că pot să iau absolut orice... Stai să-mi dau căciula jos. Am văzut la voi pe Instagram că mi-ați spus că pot să iau absolut orice... Orice este simbolic pentru o anumită meserie. Și atunci asta am făcut. Îmi pare atât de rău că nu am găsit avion. Era un avion așa mare, dar n-ar fi încăput pe tavă niciodată. Și atunci am făcut în felul următor. Am vrut să iau o insignă de polițist și a trebuit să iau toate puștile astea. Mie nu prea-mi plac puștile. Nu înțeleg de ce avea un colț întreg la Jumbo cu puști, împușcături, război, cască. Mie nu prea place treaba asta, dar m-am gândit că cel mai bine îi pun asta de poliție, cum îi spune. Insigna sau legitimația asta. Am găsit și o trusă de doctor care are și... seringă, are și stetoscop, are și ochelari. Aceasta de aici, o să vedem ce punem pe tăviță din ele, probabil seringa. Am găsit și unelte în cazul în care vrea să fie meșteșugar, ca să spun așa. Voi ați mai spus că să-i punem și cheile de la o, mașină. Hei! Tine, mi-o vine să vezi aici, mami! Am luat și niște chei din astea de mașină, deși nu cred că o să îi le punem pe asta, cred că o să îi punem chei de mașină adevărată, dar le-am luat pe astea, pentru că, uite, vezi, nici nu știu, acum îmi dau seama că probabil că mașina asta cu telecomandă vine și cu astfel de chei, dar m-am gândit că dacă nu vine, că noi i-am făcut cadou de un an o mașină din asta mare cu telecomandă, e un Jeep, e foarte, foarte fain și e portocaliu, e cool rău de tot și am zis, hai să iau și niște chei la mașina respectivă și le-am găsit pe astea. Voi ați mai spus acolo că aș putea să iau și un calculator, pentru că înseamnă că va fi priceput cu matematica. Calculator care stropește? Stați un pic că eu am luat un calculator care stropește, acum îmi dau seama. Doamne ferește, dar nici măcar nu merge? Vai ce țeapă mi-am luat cu calculatorul ăsta, am zis că fac o treabă și e de fapt un calculator care stropește. Acum am citit, e pentru prank-uri. Da, am vrut să iau un calculator, n-am reușit. Am luat și un sucitor în cazul în care vrea să fie bucătar, poate își alege sucitorul. Am luat și niște pensule pentru pictor. Ia uitați-le ce colorate și frumoase sunt. Pictor. Am luat și un microfon în cazul în care vrea să fie Maluma sau vlogger sau orice care ține de a vorbi în fața oamenilor. Am luat și niște cărți cu animale și numere. Astea, pe astea cred că vi le-am arătat. Mai trebuie să mai punem pe tăviță. Stați un pic, gata. Le-am pus acolo. Vreau să vă mai spun ce anume mi-ați mai spus voi că ar trebui pus pe tăviță. Dar înainte de asta, înainte să vă zic, stați să vă arăt ceva. Eros, ce-am văzut la Mire pe story. Ia uitați-l pe Eros. Sper să vedeți că mi-am pus, Doamne, ce țeapă mi-a luat cu folia asta, privacy. Vedeți cum merge Eros? Merge cu un picior pe balustradă și cu celelalte două pe cealaltă balustradă. Mi se pare atât de amuzant. Asta v-am arătat așa ca, gândindu-mă că ale mele, în momentul în care sunt pe balustradă, îmi stă așa, am un gol în stomac, dar uitați-vă cum merge Eros. Revenind la ce vă spuneam de fapt, ia să vedem ce mi-ați mai scris voi, că aș putea să pun pe tăviță. Chei de mașină, aur, pix, lingură. Lingură nu prea am înțeles de ce. Foarfecă, papiotă cu ac, nici asta n-am înțeles de ce. Trebuie să citesc semnificațiile ca să văd exact. Miere, asta e prima oară când aud. Verghetă de aur nu am, eu nu am, așa că probabil o să pună părinții. Caiet, șurubelniță, ciocan, bani, carnet școlar de note, bani din nou...
Mingiuțe, uite, am uitat să iau mingiuțe, firar să fie, și chiar m-am gândit la un moment dat, și mingiuțe ar fi fost interesant, poate îl facem fotbalist. Aur, stetoscop, pix, carnețel, parfum, uite, parfumul aduce predispoziție pentru rafinament, eleganță, persoana atentă la imaginea proprie, și verghetă, noroc în dragoste. Ok, bine de știut. Să cules de organza, la mercerie, grâu în fiecare și pe un bilețel sănătate, iubire, bogăție, noroc. Uite, și asta e interesant. Oricum o să pun răspunsurile voastre pe stories, pentru că am văzut că vreți să dau informația mai departe, dar teoretic puteți să puneți orice ține de o meserie. Cam asta deocamdată, îmi pare rău că am luat apă cu calculatorul ăsta. Nici n-am văzut că e pentru prank-uri. Știți ce? Ia să-i fac eu prank lui Iub acum. Stați un pic, îl desfac. O să iau altul dacă e. Vreau să pun în el apă, pentru că așa se pune, văd acolo pe spate. Dar cum, unde pun apă și cum îl desfac? Open here, aici. Ok. Și aici se pune apă. Și cred că apeși pe on. Da. Și stropește. Ok. Hai să fac treaba asta. Mami, stai că facem un prank lui tati, da? Fii atentă. Că el nu știe de treaba asta. Că el nu merge niciodată în jumbo. Habar nu are. Îmi pare rău că nu pot să-l filmez, da? Acum e la telefon. Trebuie să aștept să termine. Gata. L-am pregătit. Bebe, mi-a prins și mie calculatorul ăsta. Ce s-a sufletul meu? Ce mândră e de tine! Nu știu dacă auziți, dar se aude Romeo jos. Iar eu am luat calculatorul meu. Calculatorul meu cu prank-uri. Ca să-i va prank-ul și lui Romeo. Romeo! Poți să-mi aprinzi și mie calculatorul ăsta? Să ți-l aprind? Da, că nu merge. Mă, lasă vrăjeala. De unde știi, Romeo, pe Dan? Pe Dan l-am prins. A, dar nu știai și m-am dat eu de gol. Nu, dar se vede clar că e chinezărie din aia, dar te curentează. Nu te curentează, uite, ți-ți face, are apă. Gata, Romeo, te las să faci prank-uri cu el. Nu mai prosti, bebe, nu mai prosti cu bebe. O, firar să fie că nu te-am prins, că pe Dan l-am prins.